A treia zi de proteste la Cluj-Napoca a fost una în care cei peste 2000 de oameni prezenți în Piața Unirii și-au manifestat bucuria la aflarea veștii că liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și 6 luni de închisoare. Printre cei prezenți la protest s-a numărat și jurnalistul Sabin German, care e de părere că Liviu Dragnea e mort din punct de vedere politic. Dragnea e viu, dar e mort. Dragnea a pierdut. Acum poate să se dea peste cap. Urmează ca PSD-ul să linșeze. Sigur, metaforic vorbim. Dragnea nu mai are nimic. Sunteți convins că nu vor strânge rândurile în jurul liderului? O să strângă aia din sud, aia din Giurgiu, aia din Dolj, aia din mai știu de pe unde. Dar în rest, în țară, Dragnea e pierdut. Dragnea este odată repetent și de două ori penal. Cine dracu să mai înseamnă pe asta? Credeți că ar trebui să-și dea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților? Nu, ar trebui să fie dat jos. Oamenii care au coloană vertebrală dau jos gângănile. O gânganie nu-și dă niciodată demisia. Trebuie rasă, aruncată. Exact cum faci cu gândacul de bucătărie. Băști! Cei aflați în piață cred că Liviu Dragnea ar trebui să-și dea demisia din toate funcțiile publice, întrucât verdictul de ieri este incompatibil, în opinia lor, cu demnitatea publică. Acum am auzit de la un coleg, pentru că nu am avut acces la internet, s-a făcut dreptate, cred că. Asta cred eu și cred că este o decizie corectă. Credeți că Liviu Dragnea ar trebui să-și dea demisia în urma acestei decizii? Cred că da. Din punctul meu de vedere, da. Acum nu știu dacă va fi așa, dar sper. Sper ca să ajungă toți penalii acolo unde le locul. Să se ducă PSD-ul să nu mai audă nimeni în vești de ei. Că ei și cu tovarășul Iliescu sunt și au fost criminalii României, au distrus România complet. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, prezent alături de protestatari în Piața Unirii, susține că această condamnare nu face altceva decât să-l împingă pe liderul PSD la gesturi și mai disperate de a se salva. Nu cred că trebuie să comentăm noi ce care facem politică, ce face justiția. Eu am primit ca un semn de independență din partea justiției, care ne este datoare și în ceea ce îl privește pe Dragnea, cu dosare mult mai grele, pentru că acest individ a făcut foarte mult rău României și fură de foarte, foarte mulți ani și nu fură singur. Ce este foarte important este să ne păstrăm cumpătul, să ne gândim că este de fapt o sentință într-o primă instanță. Ce este fundamental este pentru picătura aia de moralitate pe care o mai căutăm noi, noi cerem din toată inima demisia lui Dragnea. El este pe legitimație, dacă vă arăt legitimația mea de parlamentar, el apare președinte. Deci el este președintele pe legitimația mea, care are acum dublă condamnare. Credeți că ar trebui să-și dea demisia? Ar trebui să-și dea demisia urgent, dar eu cred că el va da foc la țară. Deci el, decât să plece el și gașca lui, o să ardă tot. Deci ne putem aștepta în aceste zile din partea PSD-ului la absolut orice. Protestele clujenilor au continuat pe parcursul serii, ele culminând chiar cu ocuparea simbolică a pieței centrale de câțiva cetățeni determinați să tragă un semnal de alarmă mai hotărât cu privire la posibilitatea ca verdictul din prima instanță să nu fie asumat și la o decizie finală a justiției. Acum 28 de ani aici, în piața asta, am fost prezent la prima noapte, atunci când am declanșat zona liberă de neocomunism. Acum nu mai pot să-i spun zonă liberă de neocomunism, am pot să spun zonă liberă de nesimțire. Dar o să fie o zonă liberă, asta e ideea. Fără ordonanțe! Noi proteste au fost anunțate și pentru acest final de săptămână în Cluj-Napoca, dar și în marile orașe din România.